Yo, salutare oameni buni și buni bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Dishonored, Knife of Dunwall DLC. Haideți foarte, foarte repede chiar aici. Ah, uite-l. Bă, ce cauți tu aici? Da, trebuie să continuăm cu misiunea aceasta. M-am infiltrat în casa țintei. Barrister Timsh. Doar că merită să fim puțin cam stealth, deocamdată. Doar am zis că fac opțiunea non-letală. Și pentru asta va trebui să am puțin răbdare. Așa, dar înainte să am răbdare, hai să fur și eu ce e de valoare pe aici. Hai că n-am făcut zgomot, e bine. Așa, și cred că mai era ceva. Ceva de valoare. Cutia aia, nu? Sau ce naiba? Asta, na. Bun. Bun așa. Ia să fim siguri. Băgăm și un void gaze din ăsta. Perfect. Ce ai făcut, bobiță? Păi de ce ai adormit la post? Mă, dar unde n-ai pot să-l pun eu pe ăsta, că... Da, pe partea asta, exclus, nu merge. Trebuie să-l duc undeva super bine. Nu merge chiar așa. Sunt trei bodyguards aici care îl păzesc, mai sunt și aia jos. Nu e așa de simplu. Cred că îl pun aici. Cu fratiso. Ăla-i, gata mă. Dar nu se activează niciun dialog la ăștia. E cam trist, pe bune. Așa e jocul făcut. Trebuie să se activeze dialogul pentru ca mai apoi ăștia să... Să schimbe direcția, să se plimbe. Avem pe cineva acolo? Ah, merge. E un safe aici. Hai să-i lăsăm să vorbească. O să continue cu dialogul. Și poate, prin nu știu ce minune, o să plece de lângă el. Că trebuie să-l... Să umplu puțin la buzunarele lui. Aoleu, prea mulți vorbesc deodată. Cred că poate să mă vadă. Să riscăm și să stăm sumasă? Hai să încercăm să stăm sumasă. Ia, yeah, chiar sunt curios. Eu îmi pregătesc asta cu tranquilizant săgeata. Dacă mă vede, să mă vadă, frate. Nu regret nimic. Am testat și eu ceva la joc. Da, nu cred că mă vede. Da, nu mă vede. Da, nu mă vede, e bine. Ena. Mă cam sperie când se aude. Se aude așa. Hai mă, întoarce-te, ăla-i. Îi las aici. Știți vorba aia, de ce ți-e frică, de aia nu scap. I-a dat friendzone, dar am pus-o cu el. Gata și cu ăsta. Păi ce ai făcut, mă, Baros? Ce ai făcut? Ai făcut pe tine? Of, of, of. Bă, dar nu știu dacă asta e cea mai bună poziție de ascuns. Mă rog, hai că nu sunt așa mulți. Aici, în casa asta, o fi ceva de furat? Uite că e. Bun. Folosesc blink-ul. Ar merge, să știi. Dar nu acum. Am ăsta, nu mai știe și el altceva?
Ce aș face o asasinare? Uf. Ăla-i. Mă, până acum e perfect. Chiar perfect. Prea vreau să exagerez cu wallhack-ul. Se vede ciudat. Se vede chiar ciudat rău cu wallhack-ul și nu vreau să exagerez. Ori te joci un joc, ori te joci ceva cu wallhack, știi? Așa, aici ce mai e? Bănuți. Da, am nevoie de cheie. Asta e, căutăm cheia, o să o găsim noi până la urmă. Bon charm. Nu, bon charm nu e aici, clar. Clar nu e aici. Așa. De asemenea, avem de luat cărțile astea. Știți, rețeta bunicuței Rex. Știu că zice că e opțională, dar merită făcută, e o rună în plus. Așa. Ia, ce mai fac ăștia? Bun, s-au despărțit în sfârșit? Da, s-au despărțit. Repede, repejor. Dar repede. Hai, hai, că nu e repede. Nu e suficient de repede. Mergem la ăsta. Îl ascundem nu știu unde. Trebuie să fie un loc pe aici. Ăla-i. Bun, dacă ea s-au dus sus, atunci eu mă duc cu el jos. Ce mai simplu. Bine-s. Pă bine-s, mă. Ok, hai, 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 hai cu mine aici. Trebuie să ne iasă perfect misiunea asta. Ce mai bolborosește ăla, mă, pe acolo? Mai are un singur bodyguard. Oricum nu trebuie să-l speriem sau să-i facem ceva. Nope. Trebuie să-l lăsăm în pace. Trebuie doar să-i umblu puțin la buzunare. Atât. Da, uite, se întorc ăștia. Mamă, dar și ăla stă numai după fundul lui. Mamă, oribil. Lol, ce naiba? Asta e un fel de cameră secretă. Tare. Foarte tare. Hai mă. Ce face ăla? Dar chiar să ține halul ăsta după el? Wow. Se ține foarte, foarte aproape. E oribil. Trebuie să găsesc momentul perfect. Da, chiar să ține după el. N-avem ce face. Trebuie să facem ceva. Ia, yeah, mă uit așa prin gaura chei. Am eu un micuț plan, dar mi-e frică. Mi-e frică să nu distrug tot. A, mă, la ce te uiți? La pereți? La tablouri? Trebuie să le înțeleg traseul oricum.
Să înțeleg că acum se duc la balcon, nu? Da, clar, nu merge. Întorc acum, vezi? De-aia nu trebuie să te grăbești. Dacă te grăbești, plătești. A rămas acolo. Ah. Omul se respectă, mă. N-ai ce zice. Mai găsi bani. Da, foarte aproape stă. Periculos de aproape. Ce mă fac eu cu ăștia doi, mă? Mă sperie. Oricum, la un moment dat, cred că o să se ducă la etaj și atunci e momentul meu. Îl bag și pe prietenașul lui la somn și după aia îl fur la buzunare. Și gata. Nu mai e niciun stres. Nu spui că intră aici. Ar fi culmea. Dacă mi iese asta, sunt zeu. Da, sunt zeu. Sunt zeu. Lol, nu cred. Bosulache, păi ce ai făcut, mă, Bosulache? A rămas doar el. Bun, hai că de acum încolo o să fie simplu. Trebuie să-i modific niște acte. Nu trebuie să-i fur nimic. Trebuie doar să umblă buzunarele lui, atât. Din câte știu eu, stătea mult acolo. Ăla-i. Gata. Oare îl vede pe ăla? Să închid ușa după mine. N-aveam chef să-l vadă, știi? Ok. Oh, Doamne. Fiți atenți ce fac. O să fie periculos, dar na. A murit? Deja? Bă, ce naiba? Un autosave atunci. Ia. Dă-mi, frate, un autosave. Ce autosave e ăsta? A, perfect. Da. Mai încercăm o dată? Hai să mai încercăm o dată. Am dat prea devreme, știi? Dacă dădeam puțin mai decent. Mai aproape. Vezi? Ceva de genul. Mai am puțin damage, dar nu-i bai. Bună. Nu se sperie de mine. Ah, n-avem stres. Doamne, a fost puțin cam penibil, dar nu-i bai, nu contează. Autosave-ul a fost blanao. De obicei nu prea salvez decât când termin episodul, că na, trebuie să facem totul dintr-o bucată aproape. În mare parte, dacă se întâmplă ceva nașpa, răspund că tai la filmare, la editat, dar na, vreau să-mi iasă totul cât mai bine dintr-o dată. Dintr-o bucată. Așa. Păi, i-a modificat chestia aia. Will, location, storeroom. Asta mai târziu. Sau nu, hai acum. Hai acum că trebuie să luăm niște chestii. Așa. Plus bon charmu. Bines, pe bines. Imediat. Hai să furăm tot. Clar. Deci bon charmu, uite la aici, da? Oribil, dar nu mai contează. N-ai pe ăla. Barrister. A venit aici. Mă rog, trebuie să punem sacul ăla cu miros oribil.
Acum folosim liftul. Dați așa. Aoleu. Opa. Asta e undeva afară, am înțeles. Mamă, nașpa. Nașpa, leu. Mai au și eu câte ceva? Bine, aș fi putut să ies prin spate. Parcă tot mai bine e așa. Ok. Mă uit prin gaură chei, la ce se întâmplă. Timsh, this is a letter from the Lord Regent dated a month ago, Clar. stating that your building is to be seized by the state immediately due to massive infection outbreak, and that your personal assets are forfeit if you do not comply Mamă, ce am immediately. făcut-o? A month ago, Noroc cu you tipul ăla că said ne-a you dat could actul. perhaps convince me that you're above the law. What? Let me see that. This is impossible. Barrister, I am afraid I'm going to have to take you into custody. And if I or any of my men contract a plague because of this visit, I'll see that your head rolls. No. Mamă. This isn't the right document. Cileșină. Get him out of here before he starts bleeding from the eyes. And secure this court. It's under quarantine. Yes, sir. Aleșinat, bă, nu cred. Ce chestie. Mă rog, hai pe aici. Trebuie să ne mișcăm repede. Deci era ieșirea prin spate pe aici. Ok, e mai simplu. Gata. Ăla-i. Or fi ceva oameni pe aici? La balconul ăla clar nu merge. Of. Foarte trist. Pentru că eu acum trebuie să mă întorc. Trebuie să mă întorc tocmai la apartamentul ăla. Dar n-a fost mai simplu. Știu că e plin acum de soldați acolo. Trebuie să mai facem ritualul. Și cam atât, cred. Avem ritualul ăla pentru rună și mai deblocăm și noi puteri. E super fain. Iar încă o chestie faină e faptul că nu am folosit prea multe săgeți cu tranquilizant și nu mai trebuie să dau banii aiurea, pot să-mi cumpăr și o upgrade-uri mai șmechere, mai multe. Uite, aici este apartamentul. Da, mi-arată jocul pe unde să ies, nu-i bai. Deci, aici este, cum ar veni, altarul outsiderului. Și trebuie să mă tai. Nu știu cum s-a tăiat el așa pe mânușă, dar mă rog. Trebuie să iau cheia. Am zis cheie. Trebuie să iau cartea. Doar de la șemineul tâmpițelului ăstuia. Plus runa mai e de luat. Mă rog, sunt multe chestii de făcut. Toate la timpul lor. Ușor, ușor. Mai era și altceva aici. Nu, nu la statuie. Aici era. Bun. Asta e o rună și mai e încă una. Stai. Oh, uite, sunt aia doi acolo. Mamă, urât așa. Eu nu o să am loc de ei acum.
Sper că n-am ratat nimic. Oricum, șemineu ar trebui să fie pe aici, nu? Prea am fost așa atent după șemine. După șemine chiar n-am fost atent. Așa, și uite că mai era și altceva aici. Numai bun de luat. O fi la etaj? Mă, chiar nu știu. Deci, efectiv, nu știu. Las ușa deschisă. Nu cred că m-am uitat așa cu atenție aici. Hai să fiu sigur. Dacă tot m-am chinuit. Da, aici nu e niciun șemineu. Aici nu, doar o lumânare. Aici clar, nu, uite aici, da, fix aici. Nice. Bine, tu. Gata, mă, 7 din 7 rune. Și cred că pot să deblochez band time-ul. Și luăm și upgrade la el. Da, cred că data viitoare. Da. Bun. Dacă nu mă înșel, mai e încă o ieșire pe aici. X. E o ușă, fix aici. Nu? Trebuie să fie. Da, merge. Mai era ceva, trebuia să ne dea tipa aia banii pentru testament. Hello. Despă bine, mă. Ia zi. Ceva informații? Ah, frumos. Bă, da, iarăși au venit ăștia, mă. Bă, dar eu n-am chef de voi. V-am dat de... V-am jolit deja, nu mai, gata. Mai plictisește omul de voi. Ia uite-i. Oh, ce sunt ăștia? Wow. M-a văzut cineva? Da. Hai să vedem cât sunt. Sunt 3 în total? Mă așteptam să fie mai mulți. Da, uite, sunt mai mulți. E jale cu ăștia, frate. Și avem pe ăștia aici, ăsta aici. Nu cred că e atent la mine. Hop! Așa. Hai că am scăpat de ei deocamdată. Mai stau să îi bag la somn pentru cât 60 de galbeni. Nu merită. Oare sunt peștișori? Și cam asta a fost cu misiunea. M-am întors. Vreau să-mi dea asta o grămadă de bani. The barrister's enemies caught up to him. He's in custody as a plague victim. Ce ironic. Here's the will as agreed. That'll do nicely. Perhaps better. But you were promised. Oh, ia uite câți bani mi-a dat. Cred că 500 sau ceva. She'd been a servant at the tower before she studied under Sokolov. She was a painter, an artist. Beneath my family's class. Oh, ce superior o ardem. My uncle became infatuated. But he looked older, made us keep candles. Era frică de întuneric.
Așa, sunt curios de statisticile de la misiune la sfârșit. De asemenea, să nu uiți să salvezi. Trebuie să salvezi, pentru că nu poți să știi ce se întâmplă. Și iarăși pierd cutscene-ul de început și nu-mi place. Painting at an easel, painting a name. It was your name, Dowd. That's all I know. I hope you find what you're looking for. I'll be leaving soon. Goodbye, Dowd. Gata, nu mai vorbește cu noi? Ok. Așa să fie. Cam asta a fost cu misiunea. Send him to the flooded district. It's poetic, I suppose. Maybe I was wrong about you, Dowd. Are you ready to go? Nu sunt pregătit. Not yet. Nu sunt pregătit pentru că vreau să salvez prima dată. Așa. Gata. Are you ready to go? Da, acum sunt pregătit. Let's go home. Să mergem acasă. Bun. Oh, wow. Și n-am omorât pe nimeni? Frumos. Dar nu am luat toate bonci armurile. Nu-i bai, nu contează. Așa. Doar... Mă rog, au găsit ăștia trei trupuri inconștiente. Nu-i bai. Și am luat și... destul de mulți bănuți. Oricum, sper că v-a plăcut acest nou episod, fraților, din acest DLC la Dishonored. Și da, nu uitați like, comment și subscribe. Subscribe cu clopoțelul, cu tot ce vreți voi. Noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Pa, pa!